Iată că suntem prinși în forfata sărbătorilor, mai ales că mulți vor celebra Crăciunul acum pe stil nou. Și apropo, pe 25 avem și o ediție mai specială cu Adrian Ursu și orchestra, așa că nu o ratați. Dar nu vă spunem prea multe, vrem în aceste clipe să o invităm pe prima noastră invitată, Mariana Colțea. Vine cu un colind frumos în ajun de Crăciun pentru voi cei de acasă. Salut! Bună ziua și bine v-am găsit! Bine ai venit! În ospeție la noi pentru prima dată. Pentru prima dată, este adevărat. Așa, ți-ai dorit să ajungi la emisiunea noastră. Cu toate că nu este prima ta apariție TV, că ai mai fost pe la TV. Absolut, sigur, la multe emisiuni. De câți ani ești în muzică? Sunt vreo 10 ani, deja 11, cam așa, de când am lansat chiar primul meu CD de muzică populară. Și de atunci activez. Muncești, creezi, da, și îți aduni o armată de fani. Pentru că da, trebuie să știi să că ușor, ușor lumea începe să mă cunoască mai bine, să mă admire și chiar le mulțumesc pe această cale. Muzica te-a ales pe tine sau invers? Cred că muzica m-a ales pe mine și eu am îmbrățișat această meserie. Pentru că de când eram mică cântam, scena mea era baia de acasă. Când copiii se jucau în stradă, eu cântam, dădeam concerte, ieșeam așa... În prosop, cu un pieptene, da, dar eu am făcut și școală muzicală, am studiat vioară 7 ani, apoi am făcut colegiul de muzică Ștefaneaga, deja cântam cu vocea. Și uite, de atunci, muzica populară este cea mai îndrăgită muzică pe care o iubesc și o cânt. Da, pentru că trebuie să-ți placă la nebunie ce faci, ca să faci bine acest lucru. Colindul pe care urmează să ne-l cânti este compus de tine, compui. Da, vreau să vă zic că eu nu prea fac melodii, dar acest colind chiar s-a născut 2 săptămâni în urmă. Tot vorbeam cu colegul meu, Aurel Chirtoacă, noi mai cântăm și la petrecere împreună și ziceam că vreau să fac ceva, propunem ceva, o melodie bună, și el mi-a arătat câteva melodii, din una zic, parcă nu e zona noastră, nu știu ce, el zice, poate facem colind. Și atât mi-a venit ideea de colind și chiar foarte ușor mi-a venit melodia, deci ideea a fost de la Aurel, dar eu am dezvoltat această melodie și... Foarte repede am făcut și textul, pentru că eu texte făceam și înainte. Da. Ai făcut în și două muzica zile, și text. Da, am făcut și muzica și text, în a treia zi am fost deja la studio. Cine au fost primii care au văzut această producție și ce cuvinte au zis? Am foarte multe complimente frumoase, le-au plăcut foarte mult, în primul rând colindul le-au plăcut, au zis că e un colind foarte cald, sper să le placă și telespectatorilor. Am ascultat prima dată fetița mea și i-am zis, uite, vreau să-l filmez, nu vrei să joci și tu rolul în videoclip? Credeam că o să zică nu, a fost foarte deschisă. Și am mai luat câțiva prieteni de ei și atât am avut 4 actori, 4 copii, care au jucat foarte bine și chiar le mulțumesc pe această cale. Copiii au fost minunați, îi mulțumesc și actriței Gabi Lungu, care la fel și a fost foarte deschis atunci când am rugat-o să colaboreze cu noi. Și a ieșit ce a ieșit. Sper să le placă tuturor. Hai să și vedem acest videoclip și să ne și cânți această melodie pentru voi, cei de acasă. Un colind scris și compus de către ea. Mamă, cu mare drag, a filmat și fetița ei alături de prietenii ei în acest videoclip pentru un colind care vine în aceste clipe în casele voastre. Bună seara, oameni buni, v-am adus colind în casă, că e seara de Crăciun. Pe Domnul cântăm și îl lăudăm, înger luminos, s-a născut Hristos. Lerui, Doamne, ler, lerui, Domne, din cer. Seara de colindat,
Bucurie să purtăm la ospăț, să ne adunăm cu frați și surori, ca de sărbători, că ne așteaptă împărat un părinte drag. Lerui, Doamne, ler, lerui, Doamne, din cer. Hai, deschideți ușile și primiți colindele, măicuța din poala ei ne împarte colecei. Pe Domnul cântăm și îl lăudăm în seara de ajun, seara de Crăciun. Lerui, Doamne, ler, lerui, Doamne, din cer. Că afară-i frig și ger, în această seară albastră îngerii tot cântă în cer. Pe Domnul cântăm și îl